Au suferit prima înfrângere în 8 etape disputate. Mureșul Rușii Munți a pierdut confruntarea cu Viitorul Ungheni, scor 1-2. Partida s-a disputat vineri pe terenul din Rușii Munți. În ciuda înfrângerii, echipa antrenată de Ovidiu Mărginean își păstrează a treia poziție în clasament și rămâne lider la goluri înscrise, 41. În etapa următoare, a noua, joacă în deplasare la Acățari, sâmbătă 3 octombrie de la ora 11. Echipa de Liga a 4-a Mureșul Rușii Munți a înregistrat prima înfrângere din acest campionat. În etapa a 8-a a pierdut pe teren propriu contra campioanei din sezonul trecut, Viitorul Ungheni, scor 1-2. Pentru echipa antrenată de Ovidiu Mărginean a înscris Mihai Ilovan în minutul 74. Al doilea gol al învingătorilor a venit în minutul 90, la fel ca în partida anterioară cu ASEA 2 Târgu Mureș, încheiată la egalitate. Meciul cu Ungheniu... Știam că va fi greu, fiindcă îl cunosc foarte bine pe antrenorul de acolo, știu cum se pregătește, știu ce seriozitate impune la acest club. În șansa noastră a fost, cum spunea și Cosmin, ratările foarte mari pe care le-am avut. Și multe. Și multe. Și până la urmă, pe fondul unei dominări categorice a noastră, un contraatac în ultimele minute de joc a pus bomboana, să zic, pe colivă, cum se zice. Asta e, până la urmă, trebuia să vină și un rezultat. Sau nu neapărat trebuia să vină, dar a venit. Nu ne împiedică să mergem mai departe. Nu ne împiedică să practicăm acel joc frumos, acel joc ofensiv pe care încerc să-l imprim indiferent la ce echipă lucrez. Bun. Îi cunosc destul de bine. Echipa de anul trecut. Da. O jucat și acum. Nenorocul. Da. Chiar în minutul 90 am avut de o ocazie care puteam să închid. N-a fost să fie. N-a fost să fie și de acolo ne-o prinze pe contră. Și eu consider că a fost un joc pierdut nemeritat, având în vedere că oaspeții au avut mult mai puține ocazii. Au fructificat două, pe când noi am avut mai multe ocazii, dar din păcate când ai ziua în care nu ți intră în ațe, nu intră, n-ai ce să-i faci. În fine, a fost un duș rece. Nu ne așteptam să pierdem, dar asta e, cum am spus. Oricum, trebuie și subliniat cu cine ați jucat. Da, am jucat cu campioana județului, campioana ediției trecute. În ciuda înfrângerii, echipa antrenată de Ovidiu Mărginean își păstrează a treia poziție în clasament și rămâne lider la goluri înscrise, 41. În etapa următoare, a noua, joacă în deplasare la Acățari, sâmbătă 3 octombrie de la ora 11. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!